Bărbatul din județul Dolj, acuzat că și-a sechestrat concubina și copiii pe care i-a luat cu forța din casa soacrei și i-a băgat într-o mașină, a fost pus sub control judiciar. Acesta se despărțise de fosta iubită care a luat minorii și a plecat la mama ei în comuna Scoarța. Fostul concubin a venit însoțit de un alt bărbat și i-a luat ca să-i ducă înapoi în județul Dolj. Polițiștii i-au oprit însă în trafic la Rovinari. La data de 22 august, anul curent, față de tânărul de 22 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, violare de domiciliu, violență în familie și furt, și față de bărbatul de 34 de ani din județul Dolj, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și violare de domiciliu, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cei doi bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, concubinul femeii fiind acuzat și de agresarea fostei soacre.